Un număr record de 2,7 milioane de oameni au fost trimiși la controle medicale în ultimul an. Mărturiile din partea familiilor victimelor serurilor experimentale COVID arată că în unele cazuri vaccinații au dezvoltat ca reacție adversă. La serul RNA-mesager cancere cu evoluție fulminantă. Un număr record de 2,7 milioane de oameni au fost trimiși la controle medicale pentru cancer în ultimul an. Datele au indicat faptul că numărul controalelor de rutină a scăzut drastic în 2020 și parțial în 2021, ceea ce ar fi dus la neglijarea unui număr mare de pacienți sau de persoane încă nediagnosticate. Pe de altă parte, un număr tot mai mare de mărturii din partea familiilor victimelor serurilor experimentale COVID arată că în unele cazuri vaccinații dezvoltă ca reacție adversă la serul RNA-mesager, cancere cu evoluție fulminantă. Chiar dacă numărul trimiterilor către medicul specialist oncolog a scăzut în timpul pandemiei, cel puțin 30.000 de persoane încă așteaptă să înceapă tratamentul. Organizațiile de caritate au salutat creșterea numărului de trimiteri către medicul specialist, dar au avertizat asupra impactului devastator pe care restricțiile covidiene l-au avut asupra îngrijirii cancerului. Trimiterile pentru suspiciune de cancer rămân cu aproximativ 16% mai mari decât nivelurile de dinainte de pandemie și au crescut în general de la 2,4 milioane la 2,65 milioane în ultimele două luni. Înainte de închiderile covidiene, ratele de supraviețuire a cancerului în Marea Britanie erau printre cele mai slabe din lumea occidentală, iar în ultimii doi ani acestea s-au deteriorat mai repede decât oriunde altundeva. Guvernul britanic promite acum un vaccin care să vindece cancerul în 10 ani.